Am pierdut Ardealul, vom ține doliu de centenar. Asta susține europarlamentarul Laszlo Tökeș, care vrea să boicoteze evenimentul. Președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, cunoscut pentru afirmațiile sale șovine, s-a dezlănțuit din nou. Mai întâi l-a atacat pe Klaus Iohannis, apoi a îndreptat săgețile spre românii de pretutindeni. Este ciudat pentru noi, ungurii, confrații minoritare domnului președinte Klaus Iohannis, că dânsul elogiază ziua unirii atât timp cât după și din cauza acestei adunări Naționale, respectiv a creierii României mari, a dispărut aproape totalmente comunitatea săsească germană din Transilvania. Pentru comunitatea maghiară, această perioadă de 100 de ani este una fără împliniri. Pur și simplu, nu prea avem, după 100 de ani, ce sărbători. Ce să sărbătorim? Că am pierdut ardealul? Trebuie să înțeleagă românii că, pentru noi, este o zi de doliu, o zi de durere, a declarat europarlamentarul într-o conferință de presă la Oradea. În scurt timp, europarlamentara Maria Grapini i-a dat o replică oficialului maghiar. Este o o imensă lipsă de respect și sensibilitate. Laslo Tăcheș frizează bunul simț și rațiunea, mergând pe principiul lovește și fugi. Atacă în momente cu încărcătură specială pentru țara care i-a dat tot ce și-a dorit, pentru că, pe semne, aceasta este misiunea lui, a declarat europarlamentarul Maria Grapini. Laslo Tăcheș a luat foc după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că ziua României este importantă pentru toată Europa. Laslo Tăcheș este recunoscut pentru afirmațiile sale șovine. În 2010 a instigat maghiarii să iasă în stradă pentru a cere autonomia ținutului secuiesc. Cu altă ocazie, europarlamentarul a declarat că autoritățile de la București vor să distrugă comunitatea maghiară din România. În 2016, la Tökeș a rămas fără decorația Ordinul Național Steaua României din cauza comportamentului său.